Slăviți să fie Domnul! Amen. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Subiectul acesta al iubirii e prea vast să-l putem epuiza. Nici nu știu dacă se termină vreodată. Dar vine Ioan cu o recomandare pe care o alăturăm acestui verset. În 1 Ioan 3:18, Apostolul spune așa: copilașilor, nu iubiți cu vorba și cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Ar elucida un pic, ar ajuta la înțelegerea acestui verset din Romani? Ce înseamnă să iubești cu fapta? Eu zic că, în primul rând, înseamnă părtășie. Cântarea Cântărilor, capitolul 3, versetul 2. L-am căutat pe iubitul inimii mele și nu l-am găsit. În versetul 4 l-am găsit. L-am găsit, l-am luat, l-am dus în odaia în care m-a zămislit mama mea ca să fim împreună. Pe o persoană pe care o iubești, sau cu o persoană pe care o iubești, vrei să ai părtășie, comunicare. O unitate de măsură a iubirii stă în timpul care îl petreci cu celălalt, în familie, în biserică. Pentru că eu mă duc acasă, îmi spune soția: măi, vreau să spun ceva, să-ți povestesc. Măi, n-am timp acum, lasă-mă, avem noi timp să vorbim. Și mă duc și stau cu vecinul o jumătate de oră. Vorbesc de politică, de sport, de război, de Iohannes, de cine vreți. Numai cu nevasta n-am avut timpul. Nu-i prefăcătorie? Că o unitate, repede, de măsură a iubirii, e timpul de părtășie cu celălalt. Doamne, te iubesc din inimă, Psalmul 108. Acolo spune: mă voi scula înaintea zorilor, dar eu îl iubesc pe Domnul, dar mă rog 2 minute dimineața, atâta vorbesc cu el. Și încă ceva seara, casc de 2 ori, dar eu îl iubesc pe Domnul. Măi, să nu fie prefăcătorie. Dumneavoastră aveți părinți în țară. Vă iubiți părinții? Amin. Și dacă iubiți, nu doriți să comunicați cu dânsul și nu-i sunați? De ce vă duceți în țară din când în când? Măi, am pe mama bătrână, mă duc să văd ce mai face. Mă duc un pic din sărbătorii, familia, cheltuială, oboseală, prin vamă. Mă duc să-i văd, să am părtășie pentru că le iubim. Nu a spus: eu mă duc în Bruxelles, am familia mea, de-am mama face ce vrea. Eu o iubesc, dar nu mă doare capul de ea. Așa faceți? Nu. Pentru că dragostea, în primul rând, înseamnă părtășie. Apostolul Pavel iubea o biserică și n-avea știri despre dânsă, nu erau telefoane mobile, și a spus Pavel: băi, n-am mai putut. Și l-am trimis pe Timotei până la voi să-mi aducă ceva vești, vreau să știu de voi. Asta e iubirea. Aleluia. Nu-i la nivel declarativ, cu vorba și cu buzele și cam atâta. Dragostea cu fapta, adică aceea neprefăcută, se exprimă prin dorința de părtășie. Nu intrăm în detalii, că timpul trece. În al doilea rând, dragostea cu fapta înseamnă slujire fără pretenții, necondiționată. Domnul spunea în Luca 14, versetul 12, 13, 14: măi, voi când dați o masă, nu dați la prieteni și la bogați ca să vă chemi un weekendul viitor înapoi. Nu, nu, voi dați la un sărac, un ciung, un orb, că ăștia n-au să vă chemi înapoi, să vă răsplătească. Și veți fi răsplătiți la învierea celor neprihăniți. Unde-i dragostea asta? Facem mese de dragoste, eu chem nu știu câți patroni să mă chem ei înapoi la nu știu cine. Asta e din politeță, ne plătim niște poliță. Dragostea fără prefăcătorie, dragostea cu fapta, înseamnă slujire necondiționată. Când eram eu la școală, era o lecție, nu mai știu prin ce clasă, când un băiat, harnicuț băiat, odată a făcut o listă
Și a spus așa: pentru că am dus coșul de gunoi, 3 lei. Pentru că am cumpărat pâine, 3 lei. Pentru că am cumpărat lapte când m-ai trimis, 2 lei. Total, atâta. Mama o luat, o citit biletul și o scris înapoi: pentru că te-am născut greu, cu durere și suferind, nimic. Pentru că te-am îngrijit când erai bolnav, nimic. Pentru că îți calc hainele și te îmbrac frumos, nimic. Pentru că te duc la școală în fiecare zi, nimic. Și-o pus și ea biletul alăturea. Și-o pus și banii. Băiatul a venit, a văzut banii, i-a luat repede, a văzut biletul de la mamă, a citit și-a pus banii înapoi. I-a fost rușine. Mama făcea din dragoste. În Ițicani, în Suceava, era o casă în care se făceau multe rugăciuni. Nu vă spun la cine, că e un frate care îl cunoașteți. Se știa că acolo e rugăciune. Duminică, seara, mai ales două, trei căsi, era plin, n-avea un stipleș pe genunchi. Într-o seară, vin un străin. Se pleacă după ușă, se roagă. Fratele de casă are o vedenie. Spune: pentru fratele de acolo, am avut o vedenie. Se făcea un câmp frumos, cu o turmă de vite grasă, frumoasă. Eu m-am întrebat: Doamne, cui e? O scălui, de pe genunchi. Se făcea o casă, ca un castel, frumos. Doamne, cui e? A lui, ăla de acolo. Și cum mă uitam în vedenie, pășunea s-a uscat, vitele au început să moară, casa s-a dărăpânat, se coșcoveau pereță. M-a rugat mereu: Doamne, ce înseamnă asta? Dar nu mi-o da Domnul. Frate, nu te cunosc. Așa am avut, așa spun, poate dumitale știi. Ăla spune: n-ai de unde să mă cunoști. Eu vin din Ardeal, sunt în Suceava într-o delegație. Am auzit că la voi e rugăciune, am venit să mă rog. Măi frate, eu sunt un om potent financiar. La noi, dacă a fost nevoie de o strângere, eu am dat bani. La noi, când s-a făcut renovarea, aproape toți banii am pus eu. Că am avut și de unde să dau. După care s-au făcut alegeri de comitet. Nimeni nu s-a gândit măcar în comitet să mă pună. Și atunci am spus: nu mai dau la nimeni. Să mai dea ăia după amvon. Vă place amvonul? Scoteți bani. Mai dați voi bani. Și nu numai că m-am hotărât că nu mai dau, mi-a părut rău de ce am dat. Că dacă eu banii ăștia investeam în firmă, unde eram eu? A început omul să plângă și a spus: dacă Dumnezeu mi-a vorbit în seara asta, eu trebuie să slujesc și ajut fără pretenții. Asta înseamnă dragoste fără prefăcătorie. Cel puțin așa înțeleg eu. Ce înseamnă a iubi cu fapta? Spune 1 Ioan 3:17, un verset mai înainte. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și îl vede pe aproapele său în lipsă și își închide inima față de el, cum rămâne el cu dragostea de Dumnezeu? Dragostea ajută când e nevoie. Amin. Și știi ce mai face dragostea? Iartă. Atât de mult, dragoste la desăvârșire, spunea fratele Anton, e la Hristos. El ne-a iubit în mod necondiționat. Cât eram noi de buni când ne-a iubit Hristos. Să-i spune Ioan: noi îl iubim pe El că El ne-a iubit întâi. Dar cât erai tu de bună când te-a iubit Hristos? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. O găsit o metodă de a ierta omenirea, că nu se putea împăca dreptatea lui Dumnezeu, decât nu putea fi justificat omul, decât prin plata păcatului. Și a venit Hristos și a murit pentru noi ca să ne poată ierta. Atâta iubești cât ierți. Nu cât predici, nu cât ești de vocal, nu că știi să faci declarații. A iubi cu fapta înseamnă a ierta. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Am vrut să fac o remarcă din versetul acesta, probabil voi încheia cu un alt verset, dar aseară am vrut să predic ceva îndemnat de Duhul Domnului, să evit problema cu binecuvântarea de copii, am vrut să fiu un temă cu slujba, și îndemnul de aseară tot m-am gândit azi și mi-a spus Domnul să vi-l spun în seara asta.
În noaptea de 31 decembrie, noi avem program de la 6 la 8, după care mergem acasă și ne culcăm. Pe data din 1, din totdeauna la noi a fost zi de post toată ziua și cina Domnului. Adunare plină, balcoane pline, a fost tare frumos acum. Iar eu, stând așa în fața Scripturii, mă gândeam că frații mă vor pune la predică, am primit de la Domnul un cuvânt, care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Că spune Iacob în capitolul 4, versetul 13, ascultați voi care ziceți, mă voi duce în cutare cetate, voi lucra un an și voi câștiga. Nu, acum eu am venit la voi că n-am fost de mult să vă întreb, anul 2022 cât ați câștigat? Hai spuneți în cât ați câștigat. Dar pentru că nu lucrez la finanță, m-ar interesa câștigul ăla duhovnicesc. Ați câștigat ceva în anul 2022? Mărire Domnului. Și atunci eu, ca să respect strict expresiile Scripturii, că spune 1 Petru 4:11, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea care i-a dat-o Dumnezeu, ca în toate Dumnezeu să fie slăvit. Nu vrem să rămână numele noastre sau nu știu ce amintiri. Aici mare Hristos, care a murit în locul nostru. Mare Dumnezeu în mijlocul vostru. Și atunci am ales niște denumiri a unor ani și pentru o asimilare mai ușoară i-am pus în contrast, în antiteză. Și luăm prima pereche de ani. Scrie în Genesa 41:29, an de belșug. Și în contrast am pus Ieremia 17:8, an de secetă. Anul 22, pentru voi a fost belșug sau sărăcie? Vorbesc de omul duhovnicesc, nu de ăla de afară, că nu mă interesează conturile voastre. În anul 2022 a fost belșug sau a fost o mare secetă la Bruxelles? Voi ce spuneți? Acum verificăm fiecare. Un frate spune aici belșug. Verificăm? Iov, capitolul 26, versetul 3. Ce belșug de înțelepciune! Și ne oprim un pic la înțelepciune. În înțelepciune am avut belșug? Bine, înțelepciunea spune Iacov că este o înțelepciune care nu vine de sus. În capitolul 3 acolo, îi pământească, firească, drăcească. Dar este o înțelepciune care vine de sus, care întâi pașnică, blândă, curată, ușor de duplecat, plină de roduri bune, nefățarnică, nepărtinitoare. Ați avut de asta anul trecut? Acolo în Iacov, eu m-am gândit la primul capitol. Spune versetul 2, fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Că știm că încercarea aduce răbdare, răbdarea aduce biruință. De acolo spune, dar pentru ca omul Dumnezeu să fie întreg, destoinic pentru orice lucrare bună. Și în versetul 5 spune, fraților, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea socială, de la Domnul, care o dă cu mână largă, fără părere de rău, măi, de ce vorbește acolo în versetul 12? Ferice de cel ce rabdă ispita. De ce între încercare și ispită, Iacob recomandă înțelepciunea? Despre ce înțelepciune e vorba acolo? Că în capitolul 1 există trei pericole ale înșelării. În versetul 16 spune, fraților, nu vă înșelați. Orice ni se dă bun, îi de la Dumnezeu, de la Tatăl Luminul, în care nu-i schimbare nici umbră de mutare. Aici Iacov vorbește de două lucruri diferite. Vorbește de încercare și vorbește de ispită. Aici nu avem voie să fim înșelați, ne trebuie înțelepciune. Încercarea vine de la Dumnezeu, scoate din noi cei mai buni, și răsplătită de Dumnezeu. Ispita vine de la diavolul, scoate din noi cei mai rău și pedepsită de Dumnezeu. Acum, în spatele unei necaz, în spatele unei suferinți, în spatele unei strâmtorări, cine este? Îi îngăduit de Dumnezeu ca o încercare
Și avem în Sfânta Scriptură exemple de oameni care Dumnezeu o îngădui să fie încercați. Încercarea are ca scop să scoată din tine bun, să te facă mai bun, să vadă toți cât ești de bun și e răsplătită. Dincolo vine ispita care e de la diavol. Niciunul din voi să nu spună sunt ispitit de Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însăși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare ispitic ne atrage pofta lui însăși și momit, și pofta zămislește păcatul, și păcatul odată înfăptuit aduce moartea, spune Scriptura. Ispita vine de la diavol și vrea să scoată ce mai rău din noi și apoi ne luăm pedeapsa. Și Iacob spune: măi, cereți înțelepciune. Și mai este o primejde de a fi înșelat. Scrie în versetul 22: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători uituci, înșelându-vă, că dacă cineva aude cuvântul și nu-l împlinește, seamănă cu un om care își privește fața ferească într-o oglindă și după ce pleacă, uită. Fraților, oglinda nu spală pe nimeni. De stai murdar în fața oglinzii de dimineață până seara, seara te culci murdar. Noi trebuie să ne spălăm. Oglinda numai ne arată cum suntem, dar oglinda nu spală. Noi când suntem în fața cuvântului, cuvântul ne arată cum suntem, dar împlinirea cuvântului, fiți împlinitori, atunci ne aduce curățirea. Dar sunt unii care se înșală, să nu fii la Elim, la Bruxul. Băi, a venit un frate, ce-a predicat? Și cu ce te-a încălzit? Te-ai dus acasă tot moftoros, tot nătărâu, tot certăret. Ce dacă a predicat unul bine la Elim? Fiți împlinitori, nu numai ascultători. Doamne, ajută-ne! Iar în versetul 26 spune: dacă cineva crede că este religios, dar nu își înfrânează limba și înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Își înșală inima. Religiunea curată și neîntinată e să cercetezi pe văduvă și orfan în ecazurile lor și să te păzești neîntinat de lume. Există o înșelăciune în evaluarea proprie. El crede că e religios, dar nu își înfrânează limba. Asta se înșală inima. În Apocalipsa 3:17 îi spune acolo unei biserici: pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, dar nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Asta a văzut Dumnezeu. Deci o evaluare greșită este o evaluare fără înțelepciune. Și acum vine Iov și spune: ce belșug de înțelepciune! De care înțelepciune am avut în 22? De aia curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, nefățarnică, plină de roduri bune, nepărtinitoare. Ne facem rost în 23 de asta? Hai să facem o proiecție bugetară pentru anul în care am intrat. Vreți? Ați văzut când faci o rectificare de buget, ce trag tăți de buget? Sănătatea la ei, armată, ăștia cu puștile la dânșă, ăia cu școala la dânșă și ceartă acolo. Voi, în ce privește înțelepciunea, cât ați vrea să aveți pentru anul 2023? Și apoi înțelepciunea se mai dovedește într-o raportare corectă la vremea ce o trăim. Psalmul 90, versul 12, scrie acolo: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Doamne, ajută! Înțelepciunea se vede în Psalmul 111, versetul 10. Frica de Domnul este începutul. Înțelepciune avem din asta. În 23, câtă frică de Domnul vom avea? Înțelepciunea se vede în prioritățile vieții. Matei 6:33: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, astea ne le dă Dumnezeu. Așa ați făcut în 22? Așa ați făcut? Cum facem în 23? Eram odată cu fratele Octavian în Londra și s-a citat versetul ăsta și o spune: fratelor, eu stau 2 ore în trafic până ajung la lucru, că Londra e grozav de aglomerată. Că fratele Octav îi spune: e bine dimineața, să cântăm o cântare, citim un cuvânt, să medităm la el toată ziua. Frate, 2 ore stau în trafic. Și Octavian îi spune: o jumătate de oră mai degrabă, trezește. Am putea face? Doamne, ajută-ne!
An de belșug sau an de secetă? Sau hai să mai vorbim de un belșug. Psalmul 37, versetul 11. Aseară în loc de 37 cu 21 și 30 am spus 31. Dar 37 cu 11 spune așa: cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Măi, ați avut pace în 22? Aleluia. Pacea poate fi interioară, primul nivel. Eu mă culc și adorm în pace. Sunt oameni care n-au pace în ei înșiși. Fără să le faci nimic, e conflictual, e așa cariceu, nu te poți lipi de dânsă. Dar sunt oameni care au pace în ei înșiși. Pe al doilea nivel e pacea cu oamenii. Începe în familie, continuă în adunare și se termină cu oamenii din societate. Amin. În al treilea rând, pace pe verticală. Împrietenește-te cu Dumnezeu, Iov 21, și vei avea... Nu, acum, când ați trecut din 22 în 23, aveți pace toți unul cu altul? La noi un frate de comitet a scris în seara de 31: fraților, nu vreau să intru în anul 2023 în ceartă cu cineva. De aceea veniți repede și cereți-vă iertare. Tot el. Am înțeles, mi-a arătat băieții că nu. Uite ce-a scris fratele Costel. Măi, omul nu vrea să intre în ceartă, atât trebuia să vii să ceară iertare. Ați intrat cu voi unul în ceartă? Dumnezeu să ne păzească. Că în inimă poți avea ori pace, ori război. În dicționarul limbii române, în drept cu pacea, scrie lipsa războiului. Dar e prea simplă, că poate fi pace în țară să n-am eu pace în casă. Nu s-a întâmplat? Deci poți avea ori pace, ori război. Nu vorbim de război fizic, dar de război verbal, care se cheamă ceartă. Cum stăm cu ceartă? V-ați mai certat în 2022? Ați avut belșug de pace sau secetă? Că asta este în inima ta. În inimă poți să ai pace sau, atenție, poți să ai frică. În Matei, nu, în Ioan 20 cu 19, iudeii erau închiși cu cheia de frica iudeilor. O venit Hristos, i-a văzut, măi, pace vouă. Că nu poți să ai și o frică mare și pace, n-ai cum, ori una, ori alta, astea se exclud. Sau scrie în Iov 20:2: gândurile mele mă silesc să vorbesc și frământarea mea nu-mi dă pace. Că poți să ai în inimă ori pace, ori frământare. Frământarea e diversă de frică. Frământarea are mai degrabă de a face cu îngrijorarea. Și spune Pavel în Filipeni: aruncați asupra lui îngrijorările. Sau spune în pildă acolo, capitolul 6, un vers: mai bine ce vezi cu ochii decât o frământare de poftă neîmplinită. Eu aici am predicat la o nuntă. Măi, bărbatul vede nevasta în casă, o vezi cu ochii tătă ziua, e cu tine. Și spunea înțeleptul: mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinită. Dar mintea ta e frământată de pofte care nu îl împlinești, că ești pocăit. Dar de ce să ai atâta frământare? Și oamenii care au frământarea asta nu au pace. Că în inimă ai ori pace, ori ceartă, ori pace, ori frică, ori pace, ori frământare. 22. Ce ați avut? Ați avut și ceartă? Și frământări? Și temeri? Ce vă propuneți pentru anul 2023? Belșug sau tot secetă? Belșug. Amin. Da, în 2 Corinteni 8:2 am vorbit aseară că sărăcia lor și-a dat un belșug de dărnicie. Și nu mai vorbim de belșugul de dărnicie. Scrie în Coloseni capitolul 3, versetul 16: cuvântul lui Dumnezeu să locuiască... Ați avut belșug? Aveți acasă Scriptură? Este vreunul care n-are Biblie aici? Acum mai pun, câte Biblie aveți? Eu la noi am spus odată: fratele, eu am atâtea Biblie acasă de le-aș putea împlini cât am. Și eu am un prieten bun din copilărie, mai mic un an ca mine. E căldarar. Eu stau lângă șatră, aproape de ei.
Când am ieșit din adunare, frate dragul, să-mi dai și mie o Biblie, că eu nu am. Băi, Gheorghe, dar tu știi carte? Nu știu, frate, nu știu nicio literă. Băi, dar Leonora știe? Nu știe nici ea. Și ce trebuie mai Biblie? Frate, vine câte un frate la mine să fie Biblia pe masă așa ca la pocăiți. Și mai vrea câte unul să facă o rugăciune, spune, Gheorghe, dă-mi o Biblie. Și eu spun că nu am. Băi, vine încoace. I-a dat o Biblie frumoasă, că el n-avea Biblie. Voi aveți Biblie? Amin. Ei, da în inimă, strâng cuvântul tău în inimă, ca să nu păcătuiesc. Aveți belșug? Ați citit în Scriptură? Noi am avut un frate foarte bun, îmi pare rău și acum după el, tata 11 copii, prezbiteri de mare valoare în adunarea noastră, l-a chemat domnul acasă. Și acum îl plângem. Eu stau lângă el pe bancă, fratele Sami Pânzaru, tu-l știi, e din Plăvalare. El îmi povestește, măi frate dragă, și odată, prin luna februarie, martie, am dus o soră acasă, era mai bătrână, soră, hai să-i duc cu mașina. Am dus cu mașina și pe drum am vorbit. Ce mai faci, soră? Măi, frate Sami, m-am hotărât de la 1 ianuarie să citesc toată Scriptura. Și Sami spune, și eu m-am hotărât, de la 1 ianuarie am început cu Cartea Geneza. Mă tare, soră, pe unde ești? Sora spune că eu sunt la Filipieni. Dar tu pe unde ești? Zic că nu i-am mai spus, eu eram la Levitic, prezbiterul, adios. Bătrâna termina între luni Scriptura. Voi pe unde sunteți anul ăsta cu citirea Scripturii? Pe unde ați ajuns? E belșug sau e secetă? Vă propune să citiți mai mult în Scriptură? Doamne, ajută-ne! Și mai spune în Tit, capitolul 3, versetul 5 și 6. El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre bune, făcute în neprihănire, ci după îndurarea sa, prin spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt, versetul 6, pe care El l-a turnat din belșug peste noi. Belșug de Duh Sfânt. Vorbiri în limbi, cântări în alte limbi, exersarea darurilor profetice. Așa a fost la tine în casă? Așa a fost la tine în rugăciune? Așa e la noi în adunare? Dea Domnul să fie așa. Pentru că poate fi an de belșug sau an de secetă. Dar și în Ieremia 17:8, când vorbește de secetă, vorbește în sens bun. Că spune că cel care spune încrederea în Domnul e ca un pom care întinde rădăcinile până la râu și în vremea secetei rămâne tot verde. Râul ăsta, cred că e acela din Ioan 7:37, cineva crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, vorbea despre Duhul Sfânt. În Apocalipsa spune că de sub pragul casei ieșea un râu. De-i Domnul să curgă râul Duhului pe aici, prin adunarea din Elim. Și noi să ne adăpăm de acolo. Bun, ne oprim. An de belșug sau an de secetă? Gândiți-vă. Hai să mai luăm 2 ani. An de odihnă și an de robie. Levitic 25:5. An de odihnă. Doi împărați 25:27. An de robie. Și acum luăm an de odihnă. Se spune aici, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Ca să ai o odihnă, ai un perimetru, stai sub ocrotirea celui preanalt. Samson era purtat de Duhul Domnului la Mahanedan între Țorea și Eștaol. Când a ieșit din perimetru, știi ce a pățit? O pățit-o. Împărăția lui Dumnezeu, spune Efeseni 3:14, da, ca să, din care își trage numele orice familie din cer și pământ, și mai jos spune acolo, ca să cunoaștem înălțimea, lățimea, lungimea, lărgimea, are niște hotare împărăția lui Dumnezeu. Atâta vreme când stăm în hotarele astea, avem odihnă. Dumnezeu să ne dea odihnă, frață. Când Isaia capitolul 11, versetul 2, când vorbea de odraslă, spune, Duhul Domnului se va odihni peste el. Eu am luat versetul ăsta și m-am gândit că Domnul Iisus era așa de sfânt, așa de curat. În el Duhul Domnului venea și se odihnea. În Geneza 8:9 spune că noi nu știa dacă e gata. O zvârlit un porumbel și porumbelul spune, nu a găsit unde să-și pună piciorul. O vin înapoi, că porumbelul nu stă pe gunoaie. Când venea Duhul Domnului la Hristos, se odihnea. Eu am stat și m-am gândit, Doamne,
Când vine Duhul tău în mine și în mine, ori se odihnește, ori are de lucru în mine. Dar cât sunt eu de firesc, de nătărău și de încăpățânat și de răzvrătit câteodată, eu cred că Duhul Sfânt atâta lucrează în mine, de acolo spune Duhul Domnului să va odihni peste el. Hai să trăim pocăința ca și pentru Duhul Domnului să fie odihnă. Și am mai vorbit aseară din Matei 11, 28, 29, odihna aceea pentru suflet. Să ne dea Domnul odihnă pentru suflet. Că am spus, am de odihnă sau am de robie. Și când vorbim de robie, începem cu Romani 8, 21. Robia stricăciune. Spune că firea noastră a fost supusă nu de voie, ci din pricina celui care a supus-o, cu nădejdea că va fi izbăvită de robia stricăciune. De unde începe robia stricăciune? Păi robia stricăciune începe de la gânduri, stricăciunea. 2 Corinteni 11 cu 3. Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva prin șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care sunt în Hristos. Și apoi apar stricăciune la nivel de gând, la nivel de vorbă și la nivel de faptă. Dumnezeu să ne păzească de robia stricăciunii, fraților. Mai există robie în Evrei 2 cu 15, robia frice. Și mă uit la ceas că trece timpul. Sunt trei duhuri care generează frica. Duhul lui Dumnezeu, Duhul omului și Duhul de la diavolul. Duhul lui Dumnezeu generează o frică care se cheamă frica de Domnul, Fapte 9 cu 31, biserica se bucura de pace, se zidea sufletește, umbla în frica Domnului. Duhul omului, ăla din 1 Tesaloniceni 5 cu 23, noi avem un duh, și el generează frică. Dar eu am așezat frica asta între prudență și panică. Este normal să mă tem de lucrurile periculoase. De aici s-a născut protecția muncii, de aici multe, multe, nu intru în detalii că e altă predică. Dar dacă nu suntem atenți în gândurile noastre și de la frica aia născută din logică, din rațiune, mergem mult în partea cealaltă, ajungem în panică, în spaimă, de acolo ne acaparează diavolul. La ora actuală, duhurile care au năvălit peste creștini sunt duhuri de frică. Duhuri de depresie, duhuri de sinucidere, vă pot da multe exemple cum luptăm cu duhurile acestea. Mame cu copii, recent am fost la o familie venită din Italia cu 6 copii. Pleacă copiii, hai să mergem, vă duce mama la McDonald's. Și la jumătate drumul se întoarce, mai nu mergem, că nu se știe ce se întâmplă acolo. Și mă cheamă frață să teme să iese din casă. Mulțumim, Domnul, am dus acolo niște frați, am fost șoferul, s-au rugat și Domnul e eliberat-o. Aleluia. Am multe cazuri de duhuri de frică. Când gândurile noastre, dacă nu vedem și nu păstrăm echilibru, e normal să mă tem să merg iarna cu cauciucuri de vară, nu? Și e normal să mă sui undeva, să mă tem să nu cad. E normal, e logic. Dar de aici până la a cădea în panică, deja e o problemă. Și am așezat eu frica între realitate și imaginație. Noi nu avem lucruri reale de care să ne temem în seara asta. Aveți ce mânca? Amin. Aveți cu ce vă îmbrăca? Amin. O duceți bine în Bruxelles? Amin. Da. Dar dacă vine o criză economică, să alimentare, ce vă faceți voi? Mă cheamă odată o soră la ea, are un duc de frică, stau de vorbă, o bătrână, 70 de ani, soră, dar de ce te tem? Frate Dragoș, mă tem să nu vii Putin și la mine. Mai nu vine Putin la matale cât are ăsta pe cap, numai de matale are grijă. Da, dar uite, a început războiul. Eu cred că cineva are interes să bage panică în lume. Cred că cineva are interes. O stârnit-o cu pandemia și cu COVID-ul, o stârnit-o, și tot o continuă așa. Acum, recent în România, mi-arată cineva un videoclip, că în America au descoperit vreo 3 artiști
care o făceau pe bolnav, era un perfuzie, o doamnă, spune-și cum o cheamă și spune că abia aștept să-mi văd copiii, dacă scap, unul sta pe pasă, spunea, oameni buni, vaccinați-mă. Niște detectivi au verificat cazul și au văzut că ăștia nu au fost niciodată bolnavi. Au verificat în spitale, nu au fost internați, dar ei au apărut, că vai de mine. Cineva parcă are interesul să ne sperie așa de tare. Dar noi eu am așezat frica între realitate și imaginație. Odată am fost într-o familie și prin fratele Octav a fost o lucrare. Femeie, te tem de lucruri care nu ți se vor întâmpla niciodată. Ne tem că dacă se întâmplă, dacă se întâmplă, a spus Duhul Sfânt că Dumnezeu e cu noi. Da? O să vie cuptoare, o să vie necazuri, o să vie că Domnul trebuie să îngăduie asta pentru desăvârșirea sfinților, da? Dar Hristos nu ne părăsește niciodată. Și Dumnezeu e mai tare ca Rusia și mai tare ca China și mai tare ca America și noi suntem copiii lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii, 1 Ioan 3:1. Și suntem, slăviți să fie Domnul. Unde am ajuns? La frică. Robia frice. Am spus Evrei 2:15. În Tit capitolul 3, versetul 3 spune robiți de tot felul de patim. Isaia 58:6. Desleagă legăturile robie. Rog pe Domnul să deslege legăturile robie. Și mai am o robie. Exod capitolul 6 cu versetul 6. Dumnezeu au văzut robia aspră a evreilor, la care îi supuneau egiptenii. Robia muncii aspre. Când s-a făcut colectivul la noi, inginer șef era un evreu, Ițcuș. Tata era și el pe acolo și spune Ițcuș într-o seară, băi, oameni buni, Dumnezeu când vrea să-l bată pe om, o să nu e, îi dă. Și-l vezi pe omul ăla numai în salopete și numai în cizme de cauciuc. Nu mai are familie, nu mai are credință, nu mai are suflet, el are de muncă. Muncă, muncă, muncă. Și așa se întâmplă câteodată și la unii pocăiți. Băi, dacă n-ai timp să vii duminică la adunare, că ești obosit de sâmbătă, e o problemă cu tine. Când vorbesc de muncă, are și asta două extreme. Între lenevire. Și acum vine Proverbii 6:6. Și de aici am predicat eu odată la o nuntă, la un băiet care s-a însurat, dar încă nu făcuse mica. Era mai rotofel ca mine, că nici eu nu slab tare, dar el mir era cât mine, rotunjor frumușel, și a spus, scrie în Proverbii 6:6. Leneșule, du-te la furnică. Eu am spus, băi băiete, uite la mine, du-te acasă că ești la țară, dă cu piciorul într-un moșuroi de furnici, și dacă vezi la anează o furnică, o găsești că doarme de anează, toată ziua te țin eu de mâncă, toată viața. Nu mai trebuie să mâncești loc. Eu încă n-am văzut altceva. Pe unii trimit pe dincolo, Marcu 6:31. Domnul îi spune la ucenici, măi, v-ați odihnit voi ceva azi? Nu că n-am avut. Hai deoparte să vă odihniți. Asta înseamnă cumpătare. Asta înseamnă să scapi de robia muncii. Și apoi lucrați și dimineață, și lucrați și după amiază, și lucrați și sâmbătă dacă e mai bine plătit, și lucrați dacă vreți și duminica, și faceți-vă casă, și faceți-vă firme. Eu nu încuraj lenea, am 40 de ani cu carte de muncă. Și lucrați și lucrați și o să vină un vânt să iei totul, că spune Petru a doua epistolă, capitolul 3, va fi un cataclism cosmic, cerul va trece cu trosnete, trupurile cerești o pot topi de mare căldură, și pământul cu tot ce este pe el va arde. Cine crede să spui amin? Amin. Și atunci, eu nu încurajez lenea, dar este un simț al echilibrului, măi oameni buni. Robia aspră a muncii, e de la faraon. E de la faraon. Și eu vorbesc de am de odihnă sau am de robie. Cine propune pentru anul 2023 să avem odihnă în sufletele noastre? Și sufletele și trupurile să odihnească. Stăm sub ocrotirea celui preanalt. Doamne ajută-ne la asta. Hai să mai luăm 2 ani. An de iertare și an de pedeapsă. Anul de iertare în Deuteronom capitolul 15 cu versetul 9. Vezi,
Să nu fii așa de rău în inima ta și să spui, ah, iar vine anul de iertare. Și anul de pedeapsă e în Ieremia, capitolul 48, cu versul 44. Este anul pedepsirii lui. Deci an de iertare și an de pedeapsă. Cum stăm noi cu iertarea? Ce trebuie să iertăm? Scrie tot acolo în Deuteronom 15:2. Iertați datoria. Mergem în Matei capitolul 18 de la versetul 21, un exemplu. Ăla doi datornici. Unul datora la un împărat o sumă colosală, 10.000 de galbeni. N-avea cu ce plăti. I-a chemat împăratul, măi, veniți la mine. Dăm bani. Nu am. Vinde, nevastă, copii, vinde, recuperez. Ăla s-a aruncat la picioarele lui, iartă-mă, am să-ți plătesc, mai îngădu-mi. Ăsta se uită, îți face milă, te-am iertat, du-te acasă. Când merge el bucuros spre casă, vede unul dator cu 50 lei. Îl strânge de gât, dăm banii, dăm banii, dăm banii, și el mai îngădu-mi, nu? În pușcărie să-mi plătești. Aștia care au văzut, i-au spus la împărat și-l cheamă înapoi. Băi, vine goază. Dacă eu ții ți-am iertat atâta, nu se cuvenea să ai tu milă de el? Știți ce a făcut? L-a băgat în pușcărie. Știți cum interpretez eu asta? Eu sunt născut în pocăință. Mama mea în 1930, tot în pocăință. Bunicul meu condamnat la Cernăuți pe 25. N-am băut niciodată, n-am fumat niciodată, n-am curbit niciodată, n-avem voie să mă bag la școală, să mă duc la film. Dar atât are Dumnezeu de iertat în mine, numai eu știu. Aștept vă spun ce n-am făcut, dar ce am făcut nu vă spun. Atâta mă iartă și în fiecare nu-i rugăciune eu să nu încer iertare de la Dumnezeu. Și eu știu că Dumnezeu mă iartă. Și la mine iartă mult. Eu am vreo 3 frați care mi-s datori. Măi, nu-i pot ierta. Greu cu iertarea. Mi-au spus de mine, m-au grăit. La celelalte alegeri, că acum nu ne-o să aflați, la celelalte alegeri m-am pus la votul bisericii. Am avut 97%. La aceia 97 nu cred că le-am mulțumit. De atunci până acum mă gândesc la aceia 3. Cine nu m-a votat, mă? Ce are cu casa mea? Ce nu le-a convenit la mine, măi? Eu pe aceia 3 nu-i pot ierta. Voi cu iertarea cum stați? Cu datoria cum stați? Iertăm pe datornic? Dumnezeu să ne ajute. Și apoi vine Matei, capitolul 6, versetul 14. Dacă nu iertați oamenilor greșalile lor, nici Tatăl vostru care este în cer nu iartă belșug de iertare sau an de pedeapsă. Îi an de iertare sau an de pedeapsă. Și mai vine Apostolul Pavel 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 13, adevărat în sens ironic, spune acolo, o, iertați nedreptatea asta. Se întâmplă să fii nedreptățit. Atâta popor în adunare, tu-o scăpat din vedere, o spus o vorbă, noi negândită, nu te-o pus la predică când ai vrut, poate meritai mai mult și nu ți s-o dat, e o nedreptate. Iert? Amin. Iert? Ce vă propuneți pentru anul 2023? O proiecție bugetară. Mai buni, mai iertători. Spune în Coloseni acolo 3:13. Îngăduiți-vă unul pe altul și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, ce faceți? Iertați-vă, băi, cum v-a iertat și Dumnezeu în Hristos. Așa iertați-vă și voi. Eu de aici am primit o predică, dar nu o predic acum. În vis, a venit un bărbat îmbrăcat în haine albe și mi-a spus, de aici trebuie să predici asta. Atâta știu că trebuie să ne iertăm, știu predica, dar trebuie să ne iertăm. Cum ne iartă și Dumnezeu în Hristos, așa iertați-vă și voi în anul 2023. Amen. E an de iertare sau e an de pedeapsă? Și când vorbim de pedeapsă, vine Ieremia 2:19. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Până a te pedepsi Dumnezeu, te pedepsești tu cu răutatea ta. Că în Psalmul 31, versetul 23 spune, Domnul pedepsește aspru pe cei mândri. Ne mai smerim o leacă în 2023? Sau tot mândri ca fiicele din Isaia? Ne mai smerim o leacă? De slujirea noastră, de cântarea noastră, de firma noastră, mai vrem mult aplaudați?
Eu mă ajung la o concluzie. Spune Petru 5:5. Tot astfel și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Că Dumnezeu stă împotriva celor mândri și dă har celor smeriți. Când eu mă mândresc, vin la amvon, pot să vin cu schițele de pe lume, nu e niciun har, măi. Poți să ai vocea de pe lume ca o privighetoare, când ești mândru, nu e niciun har. Povestea un frate că era la București, la institut, și acolo a dat un frate un bilet. Da, un frate așa, și-a cântat o cântare, dă, așa, înainte. Acolo era o soră care avea conservatorul. Și foarte indignată s-a ridicat, fără spui, fraților, cântarea asta nu se cântă așa. Cântarea asta, uitați-vă cum se cântă. Și a început ea cu voce de cap, oh, și s-a necat, o tușit, s-a înroșit. Iară, de trei ori la început, la rând, a început a tuși și fratele cealaltă venea lângă dânsă, hai să cântăm, e bun așa, soră, e bun. Băi, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, țineți mintea asta, de har celor smeriți. Eu am constatat că au fost oameni capacitați grozavi, păstori, proroci, învățători. Nimeni nu a ajuns curvar, bețâv, lacom, până nu a fost un pic mândru. În momentul când te-ai mândrit, îl ai pe Dumnezeu împotrivă. Și apoi Domnul îți îngădui toate celelalte. Ne propunem să fim mai smeriți, mai în umilință? Vrei să te mândrești cu ceva? Pune-te alături de Hristos. Să vezi care e mai mare, care e mai bun, care e mai meritos, tu sau Hristos. Vrei să arăți că ai ceva? Pune-te la Dumnezeu, Creatorul. Să vezi cine ești tu. Un praf, un abur care se ridică și moare. Și atunci cu cine mândrim? Tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Că acolo spune Domnul pedepsește aspru mândria. Și mai spune Ezechiel 7:8, Domnul pedepsește minciunile. Este unul care a spus o minciună anul trecut? Iartă, am o predică despre minciună, dar e lungă. Predica despre minciună am primit în secundă. Eram pe genunchi, îmi spune Duhul Sfânt, predică despre minciună. Și am spus, Doamne, eu știu cât e ceva. Și am primit de la originea minciunii toată predica până la răsplata minciunii sau pedeapsa minciunii. Este vreunul în 2022 care a spus minciuni? Ce vă propuneți pentru 2023? Dumnezeu pedepsește minciuna. Și apoi mai scrie în 1 Tesaloniceni 4:6, nimeni din voi să nu fie cu vicleșug sau cu nedreptate în treburi față de fratele său, că Domnul pedepsește aceste lucruri. Mă duc într-o adunare mare, în diaspora, chema să fac o împăciuire. Frate, am lucrat la ăsta, îi slujitor în adunare și nu m-a plătit. Stau de vorbă cu el, frate, era în pandemie atunci, adică în criza aceea, prin 2007-2008, cred că tot cu tine eram octav, știi tu unde. Și el spune, băi, fratele, am lucrat, dar și mie mi-a dat țapă. Ăla nu m-a plătit, eu cu ce să-i plătesc? Eu mă duc purtător de cuvânt, mă, dar și patronul ăsta tău și pe el l-a înșelat altă. Frate, Dragoș, l-a înșelat. El acum așa o mașină de 80.000 de euro, se duce cu familia în concediu, îți permite orice, eu cred că nu i-o da bani, dar eu am o casă de copii. Și Biblia spune, nu fiți cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de aproape, că Domnul pedepsește. Acum, ai an de iertare sau ai an de pedeapsă? Tu ce-ți propui? Domnul să ne dea pocăință. Și acum am mai găsit un am, n-am vrut să-l împarechez cu niciunul. Am luat 2, 4, adică am vorbit de an de belșug sau de secetă, an de odihnă sau an de robie, an de iertare sau an de pedeapsă. Am găsit în Isaia 61:2. Duhul Domnului este peste mine și m-a uns ca să vestesc un an îndurare. Aleluia! Vreți an de îndurare? Da, păi bună când Psalmul 6:4 spune, Doamne, în îndurarea ta mântuiește-mă. Amin. Să mai mântuiască Domnul. Amin. Din cei dragi a noștri, din fii risipitori, să aducă acasă, din rudele noastre, să mântuiască Domnul în 2023.
Isaia 58:16. Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață. Prin ea mai sunt și eu în viață. Că îndurarea lui Dumnezeu vindecă. Ezechiel a fost vindecat prin îndurarea lui Dumnezeu. Mai avem nevoie de ani de îndurare? Mai avem nevoie de vindecare? Să aibă Domnul pentru noi ani de îndurare. Ani de îndurare. Domnul iartă, vindecă. Psalmul 51. După îndurarea Ta, șterge-mi fără de legile mele. În bunătatea Ta. Mai avem nevoie de iertare? Amin. E bun anul de îndurare? Amin. Să ne ierte, Domnul. Amin. Și acum ce am predicat eu în seara asta? Ăsta am primit la cuvânt de la Domnul, l-am împărtășit cu frații noștri și cu încă niște frați. Am vrut să ne facem o verificare, un bilanț. Am de belșug sau am de secetă, am de odihnă sau am de robie, am de iertare sau am de pedeapsă. Și peste toate astea cere manul de îndurare. Am spus că închei cu un verset aici, el e mai lung. Și acum spun, acum e amin. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. În 1 Petru 3:9 e mai complex. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați că la aceasta a fost chemat să moșteniți binecuvântarea. Eu când am tratat versetul ăsta, l-am tratat prima dată prin prisma intențiilor. Cineva mi-a făcut rău, dar nu vreau să-mi fac rău. Eu nu prez gospodar acasă, iertați-mă, surul. Trebuia să pun o draperie. Și nevasta, bate-mă acolo două cui să pun draperie, eu mă duc la un frate, prieten, meseriaș, și spun, băi, Costică, vine, tu ai pistol, ai, vine, dă două, eu bat cu ciocanul, sare-te în cuiala, ăla vine, pune pistolul, când de egal, dă-n coloana de curent. Că în România nu știm pe unde e curentul, cum o tras ăla? Scurt circuit, se dezgheasă frigiderul, copiii nu fac temene, mi-a făcut rău. Eu să-i fac rău înapoi? Dar nu au venit, după bani, nu au venit de prieten. Tata spune că la noi este un deal mare și era un om puternic. Și urca la dealul acela un cal slab cu un car, cu porumb și un om cel mai tare din sat. Zice, oameni buni, chinuim animalul, hai să-l ajutăm. Când l-am împins în car, o rup carul în două. Acum moșneacul acela, băi, omule, mi-a rupt carul. Dar n-am vrut, bă, din să-l rup carul. Eu totdeauna când îmi face cineva un rău, îl verific prin prisma intenților. Păi, dar o vreau să-mi fac rău. Că Pavel spunea la un moment în Roman 7 că eu vreau să fac bine, rău să te lipi de mine. Nu întoarceți rău pentru rău. Judecați prin prisma intenților. A doua judecată, prin prisma rezultatelor. Băi, cineva a vrut să-mi facă rău și așa mi-a făcut un bine. Eu am exemplu în Scriptură. Spune în Geneza 50:20, spune Iosif, negreșit voi v-ați gândit să faceți rău, dar Dumnezeu mi-a întors rău un bine. Și dacă mi-a făcut bine, de ce să-i mai fac o rău? Că El mi-a făcut un bine. Dar a treia e cea mai grea. Am cunoscut oameni care au vrut să-mi facă rău și mi-au făcut rău, nu mi-au făcut bine. No, cu ăștia ce facem? Și acum e o predică lungă, dar eu spun numai versetul 21, că îl putem argumenta să nu facem rău. Nu întoarceți rău pentru rău. Dimpotrivă, biruiți răul cu bine. Și Domnul să ne ajute. Amin.